De ceva vreme am pe inimă un personaj din Sfânta Scriptură, motivat fiind de faptul că Dumnezeu nu irosește cuvinte. Dumnezeu nu vorbește mai mult dacă n-ar trebui ca noi să luăm aminte. Și dacă te uiți pe paginile Sfintelor Scripturi, cel mai mult Dumnezeu vorbește despre un om. E adevărat că personajul principal rămâne Domnul Iisus Hristos, tipologic și apoi descris în Noul Testament, însă dacă ar fi să pui cap la cap toate versetele din Biblie, cel mai mult Dumnezeu vorbește despre David. Nu la întâmplare. Pentru că David este omul după inima lui Dumnezeu. Oare câți dintre noi nu ne-am dorit să fim și noi oameni după inima lui Dumnezeu? David este modelul. Nu că ar fi perfect, ci din contră. Este un om supus acelora slăbiciuni ca și noi, dar găsim soluția. Cum putem fi după inima lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu nu risipește cuvinte, înseamnă că e de bun simț și înțelept să poposim și noi asupra acestui personaj. Dacă ar fi să vă întreb pe toți cei care ați crescut în biserică, vă rog, ridicați mâna cât ați crescut în biserică. Cât ați fost la școala duminicală, cât ați fost la orele de tineret. Marea majoritate sau undeva la jumătate cel puțin ați fost. Acum, la școala duminicală, nu mă îndoiesc că invariabil ați auzit despre David. Și dacă ar fi să vă întreb ce ați auzit despre David la școala duminicală, David și Goliat. Acum știți ce se întâmplă? Când ajungem la astfel de texte scripturale, automat în noi se naște reacția aceasta. Știu povestea, știu istoria, am pierdut vremea. Ceva nou măcar, despre David și Goliat toată lumea știe. Însă Biblia întotdeauna este nouă și aduce lucruri frumoase. De aceea astăzi vom poposi în lupta aceasta arhicunoscută de către noi, dar din care nu mă îndoiesc că putem învăța al treilea episod din viața lui David. Cum biruiești lucruri imposibile de biruit? Vă invit cu respect să ne ridicăm. Și să citim doar o parte astăzi. 1 Samuel, capitolul 17. Versetul, începem de la primul verset și vom citi până la versetul 40. Un text mai lung, după care rog pe fratele Remus Onisie să ceară în rugăciune binecuvântarea. Filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda. Au tăbărât între Soco și Azeca, la Efes Damim. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei, au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii se așezaseră pe un munte de o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte. Doar valea îi despărțea. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solz îngreutate de 5.000 de sicli de aramă. Avea niște tureci de aramă peste fluierele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliței lui era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea 600 de sicli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui. Filistianul s-a oprit și vorbind oștirilor lui Israel, așezate în șiruri de bătaie, le-a strigat: pentru ce ieșiți să vă așezați în șiruri de bătaie? Nu sunt eu filistian și nu sunteți voi slujitorii lui Saul. Alegeți un om care să se pogoare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri, dar dacă îl voi birui și îl voi omorâ eu, voi ne veți fi robi nouă și ne veți sluji. Filistianul a mai zis: arunc astăzi o ocară asupra oștirii lui Israel. Dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filistianului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Și David era fiul efratitului, aceluia din Betlehemul lui Iuda, numit Isai, care avea 8 fii. Pe vremea lui Saul, el era bătrân, înaintat în vârstă. Cei 3 fii mai mari al lui Isai urmaseră pe Saul la război. Întâiul născut din cei 3 fii ai lui, care pornise la război, se numea Eliab, al doilea Abinadab și al treilea Shama. David era cel mai tânăr. Și când cei 3 mai mari au urmat pe Saul,
David a plecat de la Saul și s-a întors la Betlehem ca să pască oile tatălui său. Filisteanul înainta dimineața și seara și s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Isai a zis fiului său David, ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Du-și aceste 10 cașuri de brânză căpetenii care este peste mia lor. Să vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci veste meinice. Ei sunt cu Saul și cu toți bărbații lui Israel în Valea Terebinților, în război cu filistenii. David s-a sculat dis de dimineață, a lăsat oile în seama unui paznic și a lăsat lucrurile și a plecat cum îi poruncise Isai. Când a ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze în șiruri de bătaie și scotea strigăte de război. Israel și filistenii s-au așezat în șiruri de bătaie, oștire către oștire. David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea calabalâcurile și a alergat la șirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe frații săi de sănătate. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două șiruri ieșind afară din șirurile filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și a apucat o mare frică. Fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să-și arunce o cară asupra lui Israel. Dacă le va omorâ cineva, împăratul va umple de bogății. Îi va da de nevastă pe fiică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua o cară deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu? Poporul, spunând din nou aceleași lucruri, a zis, așa și așa se va face aceluia care îl va omorâ. Eliab, fratele lui cel mare, care l-a auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai pogorât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai pogorât ca să vezi lupta. David a răspuns, ce-am făcut oare? Nu pot oare să vorbesc astfel? Și s-a întors de la ei ca să vorbească cu altul și a spus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și întâiași dată. Când s-au auzit cuvintele rostinte de David, au fost puse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, că tu ești un copil. Și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia oaie din turmă, alergam după el, îl loviam și smulgeam oaia din turmă. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loviam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistian. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui. I-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. Și a luat toiagul în mână. Și a ales din pârâu 5 pietre netede, le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștea în mână, a înaintat împotriva filisteanului. Până aici citirea cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Sunt convins că acest pasaj l-ați citit, l-ați auzit și îl știți foarte bine. Sunt convins de asemenea că, bazat pe acest pasaj, probabil ați auzit diferite predici. Care mai de care mai hiperbolică sau mai interesantă? Spre exemplu, am auzit o predică, cele 5 pietre prin care poți să-l lovești pe Goliat. Sau tot felul de alte lucruri. Nu încerc să intru în spiritualizare, nici în hiperbolizare, ci aș vrea să ne uităm la un alt episod din viața lui David, din care să învățăm câteva lucruri. Din care să învățăm cum putem să ținem față provocărilor care apar în viața noastră, încercărilor. Nu mă îndoiesc că fiecare dintre dumneavoastră aveți încercări, aveți probleme, aveți tot felul de lucruri cu care vă confruntați. Fie că e vorba de boală, fie că e vorba de o situație tensionantă în casă, în familie, fie că e vorba de o situație complicată la locul de muncă,
fie că e vorba de o situație de incertitudine cu privire la viitor. Uriașul Goliat astăzi poartă alte măști. Întrebarea pe care aș vrea să o lansez în dimineața aceasta și asupra căreia să zăbovim este: cum putem să biruim provocări care par imposibil de biruit? Ați avut oare în viață situații în care spuneați: din situația asta n-am nicio șansă de izbândă? Dacă și de aici ies, dintr-o depresie, dintr-un necaz, dintr-o situație complicată, aici e doar mâna Domnului? Ei, ne vom confrunta cu astfel de situații în textul citit. Și în dimineața asta vom observa doar două lucruri, pentru că timpul ne este limitat. Mai întâi răspunde la o primă întrebare. În ce fel ni se prezintă provocările imposibile? Cum arată acele stări care par imposibile de rezolvat, bazându-ne pe textul citit? Iar apoi vom vedea cum se pregătește lupta pentru astfel de provocare. Acum, mai înainte de toate, de a descrie felul în care cel rău se prezintă înaintea credincioșilor, uitându-mă în textul citit, trebuie spus că această luptă aparent n-ar fi trebuit să se întâmple. Pentru că dacă citești în capitolul 14, Ionatan, fiul lui Saul, precipită o luptă cu filistenii și aproape că era pe punctul să-i nimicească cu desăvârșire. Dacă n-ar fi fost Saul, tata lui Ionatan, regele lui Israel, care în momentul respectiv a spus: hai să nu intrăm în luptă, hai să luăm o zi de post, hai nimeni să nu lupte. Și iată că ceea ce trebuia mai devreme să se întâmple, și anume filistenii să fie nimiciți, îi vedem din nou în lupta aceasta. Așadar, avem un prim principiu aici. Deciziile pripite pot cântări mult în economia luptelor zilnice. Acum, revenind la lupta noastră, trebuie spus răspicat că aceste lupte par imposibil de biruit. Cum altfel să te uiți la lupta de atunci și la luptele noastre decât prin lentila uriașilor? Cum le-ai descrie pe Goliat? Am citit că în lume există o carte a recordurilor, Guinness Book of World Records. Și acolo se spune că în 1940, în Statele Unite ale Americii, a trăit un om pe nume Robert Wadlow, care avea o înălțime de 2,72 m. A murit la 22 de ani și pe parcursul existenței sale scurte, el a crescut continuu. Acum imaginați-vă un astfel de om, cât de mare trebuie să fie. Dar dacă aș transpune în metri înălțimea lui Goliat, din punct de vedere fizic, Goliat măsura undeva la 3 metri. Nu numai că fizic era uriaș, dar și din punct de vedere strategic, Biblia mi-l descrie pe Goliat ca fiind un războinic din tinerețea lui. Asta e meseria lui. Cu asta se ocupă el. Te înspăimântă fizicul lui, dar te înspăimântă și capacitatea lui de luptă. Era îmbrăcat din cap până în picioare, în zale. N-ai nicio șansă să-l biruiești pe omul ăsta. Iar numai sabia era 60 de kilograme. Unii dintre noi nici n-avem. Eu am depășit, dar sunt unii care n-au 60 de kilograme. Atât era sabia lui Goliat. Așa de mare era. Ba mai mult, când te uiți la izraeliți, știm că filistenii erau specialiști în armament, erau specialiști în fier. Spune Biblia în timpul judecătorilor că atunci când izraeliții vreau să-și bată coasa, mergeau la filisteni, că ăștia aveau armamente, aveau fierării. Izraeliții n-aveau. Iată ce zice Biblia despre armamentul izraeliților, 1 Samuel 13 cu 22. Așa s-a întâmplat că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor care era cu Saul și Ionatan. Nu avea decât Saul și fiul său Ionatan. În toată armata izraelită era o singură sabie și suliță. Și astea erau pentru Saul și Ionatan. Pe cu ce să te lupți cu filistenii, care aveau arme, aveau care, aveau săbii? Aparent lupta aceasta n-are niciun sort de izbândă. Mai mult, Goliat, ni se spune în Biblie, că era antrenat pentru luptele 1-1. Și nu era un obicei neobișnuit că atunci când se confruntau două armate, fiecare armată să spună: noi vă dăm un om, voi ne dați celălalt om și ei doi se luptă. Și vom vedea cine câștigă. Acum, dacă ar fi să descriu, uitându-mă la lupta aceasta tipologic, cum arată încercările noastre, trag câteva învățăminte. Mai întâi,
vom avea în viața aceasta, așa cum izraeliții au avut, încercări pe care nu le poți evita. Noi ca oameni de regulă încercăm să evităm problemele, provocările, necazurile, suferințele. Dar Biblia îmi spune că sunt lucruri care nu le pot evita. Biblia începe în versetul 1 că filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda, au tăbărât între Soco și Azeca la Efes Damim. Numele acestea de localități, traduse pentru noi, înseamnă că filistenii au năvălit pe teritoriul izraelit. Izraeliții n-au căutat lupta aceasta, ci filistenii au venit la ei acasă. Și între ei și filisteni era de fapt o vale distanță. Și îmi comunic acel lucru că sunt anumite momente în viață când vor fi încercări, anumite probleme pe care nu le caut, nu le doresc, vreau să le evit și ele vin acolo. Săptămâna aceasta am stat de vorbă cu cineva care îmbrățișa teologia prosperității. Și persoana respectivă spunea, câtă vreme ești creștin, Dumnezeu nu-ți dorește decât binele. Și dacă cumva ai o boală, dacă cumva ai o suferință, dacă cumva ai un necaz, uită-te la viața ta, cu siguranță ai o problemă. Și am încercat să trec prin Scriptură, să dau exemple și din Noul Testament de sfinți bolnavi, cum e Trofim, cum e Apostolul Pavel, cum e alții. Am încercat să merg să spun că uită-te, vor fi încercări, cum spune Iacov, bucură-te când treci printr-o încercare. Acum când e vorba despre lupta aceasta, nu cred că David, în dimineața când s-a trezit, se gândea că urma să se lupte cu Goliat. Pentru că David este trimis de tatăl și de mama sa, de tatălui, cu mâncare, pentru că probabil era un puștan, nu știm dacă avea vârsta potrivită pentru luptă. Nu cred că David s-a trezit dimineața să spună, astăzi va fi lupta vieții mele. A fost ceva neprevăzut și pentru el. Așadar, gândește-te că dacă ziua poate fi cu multe provocări neașteptate, poate de bun simț ar fi să luăm sfatul lui William Blakey, care spunea așa, dacă nu știm ce se va întâmpla ziua, dacă nu știm ce se va întâmpla în următoarele 24 de ore, cât de mult ar trebui să ne pregătim în rugăciune în fiecare zi? Cât de mult ar trebui să ne pregătim? Când e vorba de încercările vieții, de multe ori aceste încercări vor fi pe nepusă masă. Nu știi când vin. Știe cineva ce se va întâmpla peste 24 de ore? Ca motiv de rugăciune pentru biserică, aș dori să ne rugăm și pentru sora Corlaciu. Ieri de urgență a fost dusă la spital. O simplă căzătură la cap care putea fi fatală. Nu știi ce se întâmplă. În al doilea rând, când mă uit la aceste încercări, la aceste provocări care iasă în față, găsesc că anumite provocări v-ar trebui să le porți singur, de unul singur. E interesantă descrierea aceasta a luptei unul la unul. Nu era ceva, cum spuneam, neobișnuit ca să se lupte doi reprezentanți ai armatelor opuse. Ceea ce totuși e înspăimântător e că nu ești ajutat de altcineva. Era tare bine ca David să fie ajutat de frații lui măcar, sau de altcineva, sau hai să spunem de Ionatan, care avea sabie. Dar lupta aceasta trebuia să fie dusă singur de David contra lui Goliat. Așa stau lucrurile și în domeniul spiritual. Fiecare avem luptele noastre pe care trebuie să le purtăm singuri de multe ori. Da, putem cere ajutor în rugăciune, dar crucea și lupta trebuie purtate individual. Și luptele tale poate ție fi se vor părea incredibil de mari. Altuia poate îi se par mai puțin, însă fiecare suntem datori să ne ducem luptele. În al treilea rând, provocările care stau în față, uitându-mă în acest pasaj, par să fie inegale cu forța noastră. Par să fie mai presus de puterile noastre. Uitați ce se întâmplă. Saul îl cheamă pe David la cortul său, neștiind cine a îndrăznit, cel puțin verbal, să-și asume curiozitatea și energia să lupte cu un uriaș care timp de 40 de zile sfida armata lui Israel. 1 Samuel 17 cu 31 spune astfel. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, prima dată cineva după 40 de zile are curiozitatea și îndrăzneala să spună, mă lupt eu. Repede cuvintele acestea au fost duse la Saul. Și Saul a trimis să-l caute. Dar iată cum apărea Saul, cum apărea David. Cum era descris David? Ca un tinerel
cu păr bălai și fața frumoasă. Și surpriză, când Saulul vede pe David, prima lui reacție, tu nu poți lupta, pentru că ești un tinerel. Ești un tinerel cu fața frumoasă, ce drept, cu păr bălai, cum vei fi tu, dar el e uriaș, el e războinic, el e mare. Așa apare David peste tot în capitolul următoare. În fața lui Samuel apare ca un tinerel, în fața lui Saul apare ca un tinerel. Și știți cum apare în fața lui Goliat? Exact la fel. Tu, tinerele, vii să te lupți cu mine? Prima reacție a lui Saul e îndoiala cu un astfel de om, deși singurul care până atunci a îndrăznit să spună ceva, se poate lupta cu Goliat. M-am uitat un pic prin sală și am încercat să încerc o proporție. Și am văzut un pic la balcon pe cineva aici. Septi, te poți ridica puțin. Timi, băiețelul tău, așa, cheamă lângă tine un pic. Uitați-vă la tata și fiu, ei nu se luptă, probabil numai în joacă se luptă acasă. Dar cam asta e diferența de înălțime, poate chiar mai mare, între Timi și Septi, nu? E ceva diferență. Dar gândiți-vă cu astfel de diferențe erași între David și Goliat. Mulțumesc, Timi îl biruiești pe tata până la urmă, nu? Cum David o birui Goliat. Dar o astfel de diferență de înălțime era și în lupta respectivă, era o luptă inegală. Și de multe ori când vin încercările în viața noastră și nouă ni se pare aceste încercări greu de suportat. Dar uitați-vă ce zice Biblia. Apostolul Pavel spune că acele încercări, acele ispite care par dincolo de puterile noastre, nu sunt dincolo de puterile noastre. Pentru că împreună cu ispita ce a pregătit Dumnezeu? Și calea și mijlocul de a putea să biruim. Când mai descriem ispitirea, și trecem imediat mai departe, sau încercarea sau provocarea, provocarea de regulă ți se prezintă cu un final sumbru. Și de regulă provocarea aceasta vine la orizont cu un scenariu atât de complicat, de un scenariu de telenovele de-a dreptul. Intimidarea nu e doar datorită înfățișării, dar și datorită orizontului pe care Goliat îl lansează. Pentru că uitați cum stau lucrurile. Izraeliții trebuia să dea un om, filistenii trebuia să dea un om, cei doi să se lupte unul contra celuilalt. Și cine va câștiga, va câștiga războiul. Păi mare responsabilitate. Pe umerii lui David zăcea câștigarea unui război. Păi ori David câștigă și filistenii devin robi și sunt măcelăriți, ori Goliat câștigă și izraeliții sunt robi. Vor fi situații și circumstanțe care par să ne compleșească prin intensitatea lor. Oare ce situații complicate ai în viața ta acum? Ce problemă, ce provocare pare să te paralizeze asemenea luptătorilor izraeliți? Pentru că nu doar că sunt aceste perspective sumbre, dar aceste lupte par să fie constante. Încercările sunt constante în viața unor oameni. Filistenii acționau precum bandele de gherilă. În mod constant făceau incursiuni în ținutul lui Israel, ceea ce reprezenta o groază de neimaginat. Însă aceste bande de gherilă se transformă în ceva constant în timpul lui Goliat. În fiecare dimineață, spune Biblia și seara, filistianul ieșea în față. Și știți ce făcea? 40 de zile, dimineața și seara, auzea aceleași vorbe izraelitul. Sunteți de nimic, nu puteți să biruiți, Dumnezeu vostru este slab, eu sunt puternic, voi n-aveți niciun sort de izbândă. 40 de zile, dimineața și seara, te trezeai cu problema asta, te culcai cu problema asta. Și în fiecare zi lucrul acesta ajungea în viața ta să te paralizeze. Întrebare, ce te frământă întreaga zi? La ce te gândești? La ce te consumi întreaga zi? Care e lucrul care îți fură pacea? Legat de viitor, poate. Legat de sănătate, legat de relații, legat de relația ta cu Dumnezeu. Max Lucado spunea că uriașul care ți iese în cale nu va mai purta astăzi armură și sabie, dar vine în forma singurătății, a depresiei, a șomajului. Uriașul nu se va prezenta în Valea Terebinților, ci va veni la biroul de servici sau în casa ta unde singur. Îți poate aduce taxe pe care greu le poți plăti, oameni greu de suportat.
Vici greu de refuzat, trecut greu de uitat și viitor greu de imaginat. Cam așa arată provocarea. Și încearcă în locul lui Goliat să pui provocarea ta, dacă cumva se descrie în felul acesta. Dar să facem un pas mai departe și astăzi facem doar al doilea pas. Cum pregătești lupta pentru o astfel de provocare complicată? Cum pregătești terenul de luptă? Cu toții știm finalul acestei lupte și biruința de răsunet a lui David. Însă trebuie spus că înainte de lupta propriu-zisă s-au desfășurat câteva lucruri care au pregătit tot ce înseamnă lupta. Mai întâi, nu trebuie să ignori realitatea. Vedeți, David nu s-a autoamăgit spunând, a, nu-i Goliat, ce-i Goliat? Goliat nu-i un uriaș, Goliat e mai mic decât mine. David nu s-a uitat la problema aceasta, cum se uită astăzi unii uitându-se la virusul acesta, că nu există. Există. Dar cu toate că există, nu înseamnă că nu-i de biruit. Nu te autoamăgi, cu alte cuvinte. Nu ignora realitatea. David vede exact același scenariu ca și ceilalți soldați izraeliți. Îl vede pe Goliat, uriașul, pășind provocator în fața oștirilor dimineața și seara, în fiecare zi îl vede. Nu ignoră realitatea, nu spune că nu sunt probleme. Dar apoi, un alt lucru care trebuie să pregătească fundamentul luptei, David nu intră în bătălii care nu merită duse. Interesant este că atunci când David este dus cu de mâncare la ai săi, frații săi și apoi la comandamentul oștirii, Biblia spune că la un moment dat Eliab iasă în față, Eliab fratele mai mare, și uitați ce dialog are. Eliab, versetul 28. Eliab fratele lui cel mare, care l-a auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai pogorât tu și cui a lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii, te-ai pogorât ca să vezi lupta. Știți ce interesant? Eliab încearcă să-l provoace la o altă luptă, la o luptă de idei, la o luptă de cuvinte, la o luptă de partide. Și îmi place reacția lui David. Nu intră în ceartă cu el. Nu intră în luptă care nu merită duse. Nu asta e lupta lui David. David nu era chemat să se lupte cu Eliab, să-i dovedească lui Eliab că el are dreptate și că el, Eliab, nu are dreptate. Într-un fel îl ignoră. Pune doar o întrebare și trece mai departe. David nu se justifică, nu se disculpă în fața fratelui care îl jignește și îl umilește prin fraza cu cine ai lăsat puținile oi. Și știți ce înțeleg de aici? Câtă energie irosim în lupte care nu ne ajută. Intrăm în tot felul de alte lupte și ne luptăm pe lucruri care nu au neapărat valoare și pierdem adevăratele lupte care ne stau în față. Alegeți bine războaiele. Câtă energie, cât timp, câtă pasiune sunt puse în tot felul de lupte în care n-ar trebui să intrăm. Vă dau două exemple. Ba chiar trei. Odată cu explozia internetului și a pandemiei, s-au creat tot felul de tabere pe internet. Politice și bisericești. Și să vezi acolo lupte. Și încep, și nu vorbesc de erezii sau nu vorbesc, ci vorbesc despre favoriți. Și încep creștinii să se împarte și să se așeze în lupte care n-ar trebui să le ducem. Nu asta e lupta noastră. Sunt atâția alții în lume care n-au auzit de Hristos. Și noi începem să ne luptăm. Pentru mine a fost o lecție ca internetul să-l folosesc un pic diferit. Acum vreo 3 săptămâni, am spus, hai să fac o misiune pe internet. Nu de ceartă, nu de luptă, nu de poziționări a favoriților, a predicaților favoriți, ci a misiunii. Și efectiv, programul din Biserica Betania a inițiat o sesiune live video pe Facebook. Știți ce reacție am aflat? Incredibilă. Au început să se uite colegi profesori din lume și toți să fie de-a drept impresionați. Și mi-a dat seama că asta ar trebui să fie lupta noastră. Nu să intrăm în tot felul de lupte care nu merită duse. Altă luptă, care n-ar trebui să fie dusă. Alții intră în luptă legat de un subiect care n-are cum să fie tranșat 100% teologic. Vă dau un exemplu, calvinism și arminianism. Să vezi acolo lupte.
Unul e cu Calvin, altul e cu Arminius. Și se ceartă și fiecare aduce argument și cine câștigă? Cine câștigă? Alegeți bine războaiele, nu intra în lupte care nu merită duse, cum face David. Nu duce lupta cu Eliab, cu fratele lui, și lupta e cu Goliat, cu dușmanul. Câte răni am văzut din astfel de lupte și mă întreb de ce? O altă luptă, a treia, vă spuneam, în familie. Nu e așa că cele mai mari lupte nu le purtăm în familie din cauza războaielor din Irak, din Siria, ci pe mâncarea nebine încălzită, pe un zâmbet care n-a fost la locul lui. Sunt lupte care nu merită duse. Nu intră în astfel de lupte. Și ultimul lucru, și apoi mă apropiu de încheiere. În pregătirea aceasta a luptei, David nu își alege bine lupta, nu luptă cu Eliab, nu luptă cu celălalt, lupta mea e cu Goliat. Și în al treilea rând ce văd aici, David nu poartă armele altcuiva. Vedeți, Saul în momentul în care aude că cineva în cele din urmă își ia energia aceasta să meargă pe câmpul de luptă, se gândește, bine, uite, singurele arme de zale ce le am în Israel sunt amele, ți le dau ție. David încearcă să le ia și ce observă? Că nu poate merge cu ele. Și aici e un principiu pe care îl înțeleg. Nu purta armele altcuiva sau mai grav armele celui din lume. Nu suntem chemați să copiem pe altcineva, să imităm pe altcineva, ci suntem unici dacă vreți. Dumnezeu ne-a chemat să purtăm alte arme. Nu se luptă cu alte arme decât cu armele lui Hristos, dar că ar fi să mă refer la Efeseni capitolul 6. Nu căuta să iei alte arme. E adevărat că într-o situație de provocare suntem tentați să luptăm după armele lumii. Într-o situație în care ești nedreptățit la servici, ești căutat să iei armamentul lumii. Dar nu ăsta e armamentul care ar trebui să-l purtăm, ci un alt armament. Armele, dacă vreți, ale lui Hristos, ideea că nu armele lumii pot să dea